De aia am avut noi anul trecut de două ori și jumătate mai mulți bani decât anul ăsta. Că dacă este... Dar acum de ce s-a tăiat așa? Nu s-a tăiat. Atâta ni se cuvine după cota defalcată din TVA și impozit pe profit. Atâta producem noi în Mehedinți. Atât producem, nimic mai mult. De două ori și jumătate mai puțin decât calculaseră ei anul trecut, ca fiind un buget minim ca să supraviețuiască un UAT. Totalitatea UAT-urilor într-un județ. Atâta. Deci de două ori și jumătate mai puțin producem noi, cotă defalcată din TVA și impozit pe profit. Bun, dar personalul a rămas același, nevoile au rămas aceleași. Din ale municipiilor. Și nu numai ale municipiilor, și ale comunelor. Ale municipiilor, ale comunelor și atât. Ce vor acoperi oamenii ăștia diferența de trebuie? Înțeleg că s-a mers la limită, s-a mers la bus. Vor acoperi salariile, vor plăti curentul și atât. Nu vor mai avea un ban nici să-și plătească iluminatul public în anumite UAT-uri. Asta este realitatea. Pentru că atât producem din această, pe această formulă. De asta spun, eu nu vreau să creadă cineva că nu sunt pentru modernizarea căilor de acces, a drumurilor, modernizarea comunelor prin aducțiunile de apă, prin apă și canalizare. Nu că nu sunt pentru, dar trăind într-o societate capitalistă, că asta este o societate capitalistă, având o regulă atât de intrisecă în formarea bugetelor care se alocă în momentul de față la consiliile județene, nu încasez la Direcția DGFP, la Direcția Generală a Finanțelor Publice, DGFP, Mehedinți, nu încasez TVA și impozit pe profit suficient, nu ai buget la începutul anului. Și stai cu miloaga și aștepți rectificarea bugetară. Județele importante, județele mari, Brașov, Timișoara, Constanța, Prahova, nici nu interesează pe consiliile județene de acolo, nici nu sunt interesate cum e guvernarea, o fi de stânga, o fi de dreapta. Oamenii își fac politică complet separată pentru că adică în acele județe partid, și alta politică economică. Bugetele consiliilor județene nu sunt dependente de realocările bugetare de la guvern. Nu interesează pe ea dacă mini-guvernul județean este în opoziție cu guvernul național. N-au nicio treabă oameni. Păi, da, domnul consilier. Când noi trebuie să stăm, să așteptăm aceste rectificări. Poate or fi. Sunt județe în vestul țării și dăm exemplu Timișul. Doamne, unde șomajul este foarte aproape de zero. Este zero în Timișoara șomajul, nu foarte aproape de în Arad zero. L-am avut aici pe domnul primar Ghiță Falcă, Gheorghe Falcă, da, pe care da. Îl cunoașteți foarte da. Bine, da. Cu care ați fost coleg de da. Partid, și care nu numai că nu mai are șomaj, aduce cu autobuzele muncitori de la Rovinari în Arad. Le dă casă și masă să muncească acolo, că nu acopere deficitul de forță de muncă, da? Exact. Exact. Păi, de ce s-a putut acolo și aici nu se poate? Haideți să vă spun eu care este părerea mea. Ce să încasez la bugetul de la finanțele publice județene când multinaționalele care au venit în Mehedin sunt toate pe comerț? Ăștia nici nu plătesc impozite aici. Plătesc impozite aici? Nu. Pe când dacă veneau pe producție, de exemplu, cum este firma aia, îi spun numele, de la Timișoara, da? Firmă străină, unde sunt angajați 5.000 și ceva de români. Aia care face și volane și conductori și... Da. Spun colegii că n-am voie să spun numele, da. Că nu ne-au plătit publicitate. Probabil da. Că nimeni nu o să ne plătească în următorul cincina. Așa. Nemțească și aia, da? A creat locuri de muncă, domnule. La ăștia le iei, da? Că le iei șomajul, le iei sănătatea, le iei cele mai ei. Și acolo este o problemă, o să vă rog să-mi dați voie să... La salariați, toate astea se duc la instituțiile locale, se da? Duc la salariați, nu, se duc la bugetul național consolidat. Cotele acestea sunt pe TVA și impozit pe profit. Impozit pe profit nu este decât la societățile comerciale. Trebuie gândită o politică. Au venit, avem câteva firme care au venit. Acum așor să vină și mai multe.
Eu am explicat de ce cred că au început să vină acum, nu că le-ar fi invitat cineva. O să revin acestui subiect, dar trebuie găsită o politică de facilitare a acestor oameni care vin să-și facă, să-și desfășoare activitatea aici, să producă. Ce produc ei, indiferent ce produc ei? Strict pentru că mâna de lucru este mai ieftină în momentul ăsta, într-o Beta Turnu Severin, și este mână de lucru disponibilă față de Arad, unde trebuie cărați oamenii cu autobuzele din Rovinari. Trebuie gândit în așa fel încât ei să-și deschidă cel puțin sucursală aici, nu doar simple puncte de lucru. Pentru că dacă își deschid simple puncte de lucru, TVA-ul și cu impozitul pe profit, că ei din această producție realizează și ei de plată un TVA și un impozit de pe profit. Se duc tot către firma, către acolo către unde au sediu social, sediu central, care ori este la Timișoara, ori este la Caransebeș, ori este la Arad, ori este la București. Suntem intrați în jocul ăsta, din păcate, nu din, mulți au intrat din pole position. Noi suntem intrați ultimii din ultima coadă, ca să zic așa, și va trebui să găsim o soluție și în acest sens. Revenind de unde a plecat discuția asta, de asta spun eu că trebuie făcute, Consiliul Județean trebuie să-și concentreze viziunea de dezvoltare, să-și concentreze atenția. Și când mă refer la atenție, mă refer la buget. În a dezvolta și sub zonele limitrofe municipiului reședință de județ și celorlalte municipii. Pentru că nu să poți să faci la Bâlvănești sau la Punghina sau la, să mai spun încă o comună, la Devesel, să dezvolți acolo industrie. Pentru că aceste industrii se desfășoară clar imediat în vecinătatea zonelor urbane. Noi și așa nu avem o cine știe ce zonă urbană. Dar ălea pe care le avem trebuie îndreptată atenția în a dezvolta acolo. Pentru că dacă nu, o să ai bugete de genul ăsta. Iar eu nu am fost de acord să votez acest buget, pentru că era față de anul trecut de 2 ori și jumătate și prevăd cum va fi scăderea economică în 2016, dacă în 2015, în 2014 am avut o curbă descendentă, ușor descendentă, care s-a accentuat în 2015. Tare mi-e frică ca în 2016 să nu devină abrupt descendentă această curbă a evoluției economice în județul Mehedinți. Da. Că nu ai cum ca să creezi rulaj, să crești rulajul economic, o faci și cu aport de la bugetul de stat, investind în ce face Consiliul Județean, drumuri și așa mai departe. Temerea dumneavoastră este justificată. Pe de altă parte, și infrastructura, pe lângă faptul că este necesară, e clar că acolo e nevoie de forță de muncă. Deci, din punctul ăsta de vedere, e foarte bine. Din punctul ăsta de vedere. Dar să te axezi numai pe ea, categoric, nu este, este contraproductiv. Este contraproductiv. Da, mai e o problemă cu forța de muncă despre care tot spuneați dumneavoastră, că oamenii găsesc aici forță de muncă calificată și liberă, și că tocmai găsi o, domnul. Depopularea județului este o altă problemă. Oamenii care știu meserie și care sunt încă în putere nu stau să aștepte pară mălăiață să le... Da, au plecat oamenii, marea majoritate, în Occident, pentru că atunci... văd că-i văzut ca un Eldorado. Ca... Nu este... Nu... Pentru sufletul celor care pleacă nu este ușor să stea departe de casă. În momentul în care vor avea o opțiune chiar mult defavorabilă economic, dar o opțiune reală la ei acasă, vă spun eu sigur că se vor întoarce. Nu-i ține nimeni peste hotare pe unde sunt ei plecați, în Italia, în Spania sau mai știu eu pe unde. Nu-i ține nimeni. Dar trebuie să aibă o opțiune, trebuie să aibă o variantă și la ei acasă. Chiar dacă este o variantă mult mai proastă din punct de vedere economic. Dar să fie o variantă. O vor alege pe cea de acasă. Nu trebuie să ne fie teamă de acest lucru. Mie nu mi-e teamă și eu sunt convins că mulți s-ar întoarce dacă ar avea această variantă. Din păcate nu au. Asta este realitatea. Nu o au. În acest moment...
Ne spuneți? Vă spun. Ce trebuie să vă spun? Candidați independenți sau nu? Mai așteptăm un pic, deocamdată avem vineri. Mâine, poi mâine, nu este mâine, poi mâine este evenimentul prin Mehedinți. Mă concentrez asupra acestui eveniment. Cum nu e mâine? Mâine am chemat mâine. La sala polivalentă. Mâine e joi. Nu, pe 22 vineri. Păi de la începutul emisiunii a spus că mâine e la... Nu, am spus de mâine vor fi prezenți în județul Mehedinți, în Drobeta, Turnul Severin, artiștii. Și dacă am, cumva am greșit, pe da, data, da, sigur, de 22, pe 22, vineri, pe 22. Vineri. Este oameni și pe... deci rectifică vineri, sunteți vineri, așteptați la sala polivalentă. Vineri pe 22, astăzi este miercuri. Să nu vă ziceți, băi, de-ați dai jurați să vreți să ne vedeți pe mine și pe domnul Zimidez cu un kilos pe acolo, că poate facem nu, un efort și nu o să aducem, joc fotbal. Îl aducem pe domnul Aladin Gigi Georgescu. Nu, eu nu o să joc fotbal. Da. Ar fi fost interesant. Cel puțin pentru o parte dintre cei care ar fi privit. Da. Severinul, oraș frumos, Mehedinți, un județ cu vestigii extraordinare, cu peisaje uluitoare, forme de relief, cum multe locuri din lumea asta și le-ar dori să aibă. Nimic exploatat, nimic fructificat. Exact. Și acum vă spun un lucru care nu sunt de acord cu președintele Consiliului Județean. Ia să auzim, domnule. Muzeu. Așa. Ați vorbit de vestigii. Da. Când, Doamne iartă-mă, se termină. Nu, de când fiecare se folosință. Când se va termina, când se, Doamne iartă-mă, se vor termina lucrările la, da, la acest muzeu. Pentru că pe doamna Dorița, că dar nu are nicio legătură. Nici dumneai de o să știe. Dânsa administrează, deci dânsa administrează acele, administrează în momentul de față, administrează patrimoniu. Nu dânsa a făcut licitații. Nu e dirigintă de șantier, nu. Sigur că da. De acest muzeu răspunde Direcția de Dezvoltare din Consiliul Județean. Am prelungit cu încă 6 luni acest muzeu. În luna decembrie am votat, când nu am prea putut vocifera cei care eram în sală, pentru că a fost și un eveniment festiv la acel... cu doamna Praja. La acea ședință. E, și 6 luni trebuie să-l terminăm pe banii Consiliului Județean, în condițiile în care mai devreme am vorbit despre buget. Cum o să-l terminăm? Ce se va întâmpla dacă Uniunea Europeană va veni și va spune plătiți toți cei 10 milioane de euro cheltuiți până acum? Îi rambursați voi, Consiliul Județean Mehedinți, pe toți? Ce o să facem atunci? Păi nu știu, îl întrebați pe domnul Aladin Gigi Georgescu. Deocamdată se reorganizează licitațiile. Pentru că firmele care au câștigat acolo, unele sunt insolvență, altele în faliment și așa mai departe. Situația la care, gândiți-vă, câte știu eu, a contribuit și Consiliul Județean. Gândiți-vă că... Păi neplata la timp a factorilor. Din dă-n ambiții, asta, din orgolii. Din punctul ăsta de vedere... Am multe date în ceea ce privește. Nu pot să vă confirm sau să vă infirm, păi, aceste... Dar gândiți-vă că deschiderea acestui muzeu, care este unul dintre cele mai mari muzee din România, acest muzeu care conține elemente ale nașterii poporului român. Da. Acum 2000 de ani, acum 2000 de ani, aici au venit prima dată romanii. Da? Da, bine, așa sunt vestigii mult mai vechi. Dar nu, vorbim ca și importanță, da? Vorbim de izvoare istorice și vestigii reale ale nașterii poporului român. Gândiți-vă că deschiderea acestui muzeu, eu așa îl văd, ca pe un eveniment de 1000 de ori decât aceste evenimente pe care încerc eu să le fac prin Mehedinți. Da, vedeți, un turist când vine trebuie să știe unde se cazează, ce face în locul respectiv și cu ce se transportă până în acea locație. Să știți că pentru noi s-ar putea să lucreze mai mult savanții europeni. Știți că e de mare actualitate un nou curent european și un curent științific bine argumentat, solid argumentat. Savanți cunoscuți din Marea Britanie, din Spania, chiar din Statele Unite,
care au ca subiect faptul că limba dacogetă este de fapt mama tuturor limbilor din continentul european și că inclusiv limba latină are rădăcini în această limbă dacogetă. Am văzut pe Facebook mai multe articole în acest sens. Pe care de obicei eu le răspundesc aici în județul Măierinți. Dar ați văzut că vin de la reviste de specialitate și sub semnătura unor oameni autorizați, a unor nume importante ale cercetării din domeniul acesta. Poate mai avem și noroc. Păi nu, dar muncesc cu oamenii aia pentru noi, pentru că la noi foarte multe lucruri nu s-au spus. Deci eu vă spun că sunt savanți europeni. Am citit atât cât mi-a permis timpul și cât mi-au permis resursele, care au scris despre ceea ce s-a întâmplat la Gura Văii și la Schela Cladovei în preistorie și în antichitate, mai mult decât au scris toți istoricii români la un loc. Și care au făcut apologia acestui ținut. Deci vreau să vă spun că sunt savanți britanici, cercetători britanici, care spun că au identificat celebrul local unde s-a aflat lâna de aur, celebra lână de aur după care au plecat iasunci argonauții, aici, pe insula Adakale, cum i-am zis noi ulterior. Așa. Aici, pentru că erau clonțurile alea de piatră, știți că nu era navigabilă Dunărea aici, deci s-a făcut canalul și târziu, așa, și trebuiau piloți de mare curaj care să dirigeze navele înainte, chiar navele cu pânze, navele cu pescaj mic. Era foarte periculos să circuli în zona porților de fier. Aici erau toate acele elemente naturale pe care grecii antici le atribuiau puterii zeilor, care făceau navigația dificilă până la insula unde se afla lâna de aur. Și despre asta au scris savanții europeni de mare respirație, iar istoricii românii nici nu au abordat subiectul. Uite, vă pot da acum, sper, poate se uită și oameni care decid. Consiliul Județean, împreună cu Primăria Municipiului Drobeta, Turnul Severin, așa cum eu mă chinui să fac aceste evenimente prin Mehedinți, ar putea să facă o conferință în care să adune presă națională, presa națională pentru evenimente de promovare, o aduci contra cost, dar dânsii, reprezentând niște instituții, își permit mai mult să aducă presă națională și să cheltuieli minimale de cazare, de transport, să, de și masă. Să, și, nu, dacă e de promovare, îți... acolo îți trebuie încheiat un contract. Și să facă o conferință, să identifice acești oameni de știință. Chiar dacă au sau nu au dreptate. Noi ca autorități, nu am putea decât să facem o conferință în așa fel încât să aducem mai mulți astfel de oameni la un loc care vor veni, bineînțeles, tot contra cost. Și uitați, un subiect și un eveniment care ar putea duce Mehedințiu, fără nu cine știe ce efort, pe buzele tuturor pentru cel puțin o săptămână, două. Ar putea fi un eveniment de prim plan. Uitați, o idee care mi-a venit, descrierile dumneavoastră despre ceea ce scriu acești oameni. Mai mult decât atât, cred că numai în emisiunea noastră vorbim de presa locală. Ați auzit vorbindu-se despre faptul puțin cunoscut de către cei din administrație, poate nici nu-i treaba lor. Sigur, poate că există servicii plătite sau departamente sau birouri, nu știu dacă există așa ceva în organigramă. Un alt element care ar fi putut fi exploatat frumos, nu numai din punct de vedere turistic, ar fi fost faptul că, de exemplu, cetatea Severinului, avem ruinele aici în spatele meu și în fața dumneavoastră, da. Nu numai că a murit fiul lui Mircea cel Bătrân aici, sub zidurile ei apărând-o, dar l-a avut ca viceban pe o perioadă de 4 ani de zile pe Iancu de Hunedoara, care a fost unul dintre cei mai mari generali creștini ai evului mediu, pe care îl cinstesc la diverse evenimente și categoric îl pomenesc întotdeauna istoricii sârbi. Iancu apărând Belgradul. El a murit la Zemun de ciumă după ce a scăpat Belgradul de asediu.
s-a luptat la Kosovo Polie, mă rog, are un trecut la Varna. Deci vorbesc istoricii turci. Îi poartă un deosebit respect. Aceste lucruri degeaba le cunoaștem noi. Da, eu cu domnul profesor Borcoman am vorbit despre aceste lucruri trebuie promovate. Chiar dacă sunt, pentru că promovarea nu ia tot timpul numai lucruri adevărate. Ele pot fi promovate chiar și ca și legendă. Anumite lucruri care, până la urmă, nu cele două fapte reale pe care le-ați relatat despre cetatea... Ați văzut dumneavoastră vreun simpozion dedicat legendei lui Iorgovan, pe care o știe orice român trecut de 40 de ani, că după aia nu s-au mai pus accentul nu, pe asta. Nu, absolut. Aceste lucruri, dacă nu le promovăm, nu avem cum să avem turiști. Să vină oameni să vadă doar drobeta turnul Severin, că au auzit de drobeta turnul Severin, nu or să vină niciodată. Trebuie să luăm, nici măcar nu trebuie să avem cine știe ce idei, trebuie să copiem ce fac alții. Peste hotare, în țările intens traficate din punct de vedere turistic, fiecare piatră care nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu mare lucru, chiar dacă este real sau nu, scrie deasupra, este o legendă că pe aici s-ar fi întâmplat sau ar fi trecut nu știu cine. Da, domnule, se îmbracă piatră într-un din ăsta de sticlă și gata, au făcut un loc de vizitat. Domnule, una dintre cele mai cunoscute legende mondiale este legenda lui Arthur și a cavalerilor Mesei Rotunde. Da. Nu există niciun loc în insulele britanice care să fie identificat cu Avalonul. Nu există un mormânt al regelui. Nu există nimic. Este o legendă. E o legendă. Da. Așa se pe care ei o plasează în diverse. Camelotul, Avalonul, plasează ba aici, ba acolo. Sunt diverse supoziții. S-au scris pereți de cărți. Am înțeles. Pe tema asta, fără să existe nicio dovadă palpabilă. Dar primele scrieri în acest sens, vă spun eu, au fost sponsorizate, plătite, găsite o variantă în a... Nu, nicio promovare nu pornește. Da, există promovări unde sunt inițiate și după aceea se rostogolesc și se creează tita mai bulgărele. Dar undeva există ori o inițiativă de geniu în acest sens, ori a fost un pic susținută financiar. Sau a fost un interes, pentru că vedeți dumneavoastră mulți ce... Mai nou, marile metropole ca, inventează legende. Nu, marile metropole sponsorizează filme hollywoodiene ca acțiunea acelor filme să se desfășoare pe străzile orașului nu știu care, în așa fel încât să se promoveze. Păi vrei să vă spun eu, când plătesc firmele de produs țigări, când actorul principal, sau unul dintre actorii, la un anumit moment, arată pachetul de țigări și scoate o țigare și o aprinde. Atât. Vă spun că ăla este cel puțin 10% din bugetul unei producții hollywoodiene. Pentru 20 de secunde. De asta m-am gândit să găsesc un sponsor să scot o țigare în timpul emisiunii. Nu aveți voie? Da, am voie să o aprind, am voie să fumez, dar pot să o scot. Și au luat în dezbatere, să vă dau o veste bună, au luat în dezbatere la Curtea Constituțională și nu va intra legea cu fumatul de la 1 februarie. E o veste bună pentru mine sau pentru dumneavoastră și sau pentru amândoi. Și va trebui să așteptăm până va dezbate Curtea Constituțională. Pentru mine e și un pic rea, dar un pic, foarte puțin, recunosc. Că îmi promise să sos cu mire. Acum, dacă nu mai intră legea în vigoare, mi-a plăcut scrumirea aia de la dumneavoastră. Să nu-i pronunțați numele. Da, nu. Asta ar fi ultima, nu de alta, dar e clar că firma respectivă nu va veni niciodată, nu va trece pe la caserie pe aceea și mă delegă pe mine să fac chestia asta din resurse proprii. Și nu este chiar cel mai plăcut moment. Deci mi-ați dat și o veste bună, da? Ne-ați dat o veste bună. Da, ajunge să fim o minoritate discriminată. Nici nu știu dacă suntem minoritate, pentru că din unele care statistici am văzut că suntem peste 37% din populația țării care avem legătură cu țigările, cu consumul, cu fumatul, și să ne mai ascundem după expresii. Da, cam 37%. Eu cred că e puțin exagerat aici. S-ar putea să fie mai mult. S-ar putea să fie mai mult, zici, da. Dom'le, până la urmă, cui nu-i place,
Eu nu înțeleg de ce trebuie să meargă la o cafenea un nefumător ca să bea cafea. Când la cofetărie se face aceeași cafea și acolo e clar, nu se fumează, da? Da. Se face aceeași cafea, dar trebuie să-mi impună mie reguli, eu care nu pot să disociez cele va două avea, elemente. Va avea și un efect economic. Cafenelele pe care noi le știm și ne-am obișnuit de atâta timp cu ele vor avea de suferit. Tare mi-e frică să nu dispară. Pentru că ați văzut, în țările în care este aplicată această lege, cafenelele respectivă este o tejghea, un bar unde se face cafeaua și majoritatea cafelelor pleacă la pahare din acelea de hârtie. Adică acele cafenele în stil adacale, să nu spun în stil turcesc, unde stai tolănit pe o canapea, pe un scaun, la o mică burtă, da, sigur că da. Și asta, acest obicei, această lege îl va diminua spre al nimicii. Pentru că cafenelele nu vor mai fi ceea ce au fost. Niciodată. Corect. Odată intrată în vigoare această lege. Deci se vor transforma într-o simplă tejghea de comercializare a lichidului rezultat din boabele de cafea. Exact. Trist. Foarte trist. Trist. Îmi aduc aminte când eram mic, lucruri pe care dumneavoastră nu mi le puteți aduce aminte. Când vechea cafenea Adacale era aici unde este fântâna cinetică, în același corp de clădiri era cinemaul Flacăra, hotelul Traian și era vechea tutungerie. Hotelul Traian era la etaj, deasupra de cinema Flacăra. Nu cel din... Domnule, ăsta e făcut târziu, monstru ăsta de beton, care e o clădire total atipică cu ceea ce însemna arhitectura severiniană atunci. Așa. Deci era un hotel mic, cum să vă spun eu, ați fost la, vă duceți des la Galați, la Brăila, ați fost vreodată? Da. Ați fost în hotelul Decebal, hotelul vechi al Brăilei? L-am văzut, nu am fost. Același lucru era. Am înțeles. Cu baia pe comună, pe hol, cu... Da. Am înțeles. Cum era la București hotelul Negoi, hotelul Opera din centru, de pe Brezoian. Am înțeles. Așa. Și tutungeria. Eu veneam zilnic la biblioteca județeană, în afară de faptul că luam multe cărți pentru citit acasă, erau cărți pe care nu ți le dădea acasă, pe care le găseai numai la sala de lectură. Erau gestiuni separate. Secția de împrumut și secția de la sala de lectură. Și veneam în fiecare seară să citesc anumite cărți, fiecare după amiază, nu seara, că normal n-avea program de noapte biblioteca. Veneam la sala de lectură și în drum treceam pe la tutungeria respectivă. Atunci nu existau rigorile astea să nu vinzi la minori, să nu vinzi la bucată țigări. Se vindeau țigări la bucată. Și mai cumpăram câte o țigară, două de așa mai boierești, erau Sofia și Nefertiti. Și mai Nefertiti. Slabe, mai... Da. Și e un pachet foarte frumos, crem și Sofia, era tot crem. Dar aia Nefertiti avea chiar capul lui Nefertiti. Păi, dar erau țigări străine, erau bulgărești, egiptene, nu știu ce. Am înțeles. Așa, iar în zilă de restriște, așa că nu erau bani, că nu eram sigur care cumpăram, adică, cum să vă spun, cumpăram cabinet, diplomat, țigări care au dispărut din producția românească. Bine, cred că nu mai avem niciuna, nici nu știu dacă se mai face ceva în România. Nu cred că mai avem branduri de țigări românești. Mare păcat! Mare păcat! Deci generații întregi care au fumat Snagova, Amical, Taugus, Carpați și așa mai departe. Păcat, uite că ne-am adus aminte și de lucruri de astea care e categoric nu o să facă plăcere unei anumite părți a publicului nostru, dar amintirile atunci când îți vin cu zâmbetul pe buze sunt frumoase întotdeauna. Bineînțeles. Domnule, nici ce avem noi exploatăm, pentru că noi suntem cunoscuți în ultima perioadă, cel puțin de la Revoluție încoace, foarte cunoscuți, dar și înainte de Revoluție, prin vocile de excepție pe care le-am avut, și din punct de vedere folcloric, de exemplu. Da? Da. Și la evenimentele astea care se fac pe aici, deși noi am avut două ansambluri folclorice extraordinar de puternice, care participau la toate festivalurile naționale, peste otare erau cunoscute, Danubiusul și Izvorașul,
Deci mi-aduc aminte cât de cunoscut era, de exemplu, domn profesor Ilie Mărțuică, care era dirijor. Soliștii instrumentiști de aici, deci se vorbea în toată țara, de exemplu, de Marin Crețan. Vă dau un exemplu, care cânta cu Naiu, da? Așa. Dom'le, am înțeles că mai există un ansamblu de ăsta folcloric și e chiar foarte bun. Și când se fac evenimente aici, pe oamenii ăștia nu-i cheamă să cânte. Cheamă Doina Gorjului. Păi cum vrei, dom'le, cine să-ți promoveze județul și talentele locale dacă tu, ca autoritate locală, nu le bagi în seamă, le ignori? Și aduci Doina Gorjului. Pe bani mulți? Pe bani sau... mulți. Doina Gorjului este renumită în toată România. Sau aduci pe nu știu cine de la Maramureș. Dar, tot pe bani mulți. Am înțeles, care nu, dar nu ar trebui să investești și în valorile tale, sau nu reușești în valori. În valorile tale, nu neapărat să egalezi Doina Gorjului. În acest, nu sunt un prea cunoscător al acestor ansambluri, dar nu ar trebui să investești în valorile tale, să îl ridici în așa fel încât să poată face, chiar dacă ai un eveniment cât de fastuos ți l-ai dori, ansamblul tău local să poată să facă față cu brio. Este adusă Doina Gorjului pentru că se vrea mai mult fast, se vrea mai multă calitate. Eu încerc să fiu binevoitor, să văd partea plină a paharului. Se vrea a evenimentului respectiv. Și atunci se aduce un ansamblu gen Doina Gorjului. Dar dacă ai adus o dată, ai adus de două ori, de trei ori Doina Gorjului, nu îți faci socoteala, hai să văd ce fac cu ansamblul meu, să îl cresc și să, poate nu reușesc să egalez, dar să îl fac, să facă față unui astfel de eveniment și să nu mai trebuie să păstrez la nivelul de performanță pe care l-a avut înainte de 89. Nu, eu nu mă pot lega de eveniment, de lucruri care au fost înainte de 89, pentru că v-am spus, nu am această metodă de comparație, pentru că nu știu, nu pot să-mi dau seama. Vreți să vă spun, dar... primele ediții ale festivalului Cântecele Românilor de Pretutindeni. Da. De aici, din Tonul Semen, care a debutat aici și... nici nu știu în momentul de față dacă mai există festivalul ăsta, dacă nu se mai ține. Nu, eu nu am mai auzit. Așa, deci... orchestrația a fost asigurată de ansamblul local. Da. V-am spus, chiar mi-aduc aminte, în 1990, domn profesor Ilie, 91, domnul profesor Ilie Mărțuică era dirijor. Le-aș spune, să nu vă supărați pe mine, dacă eu le-aș spune oamenilor acum că ar trebui să cheltuim niște miliarde, numai ce m-am plâns de valoarea bugetului Consiliului Județean. Aceste ansambluri, din câte știu, aparțineau Centrului Cultural, centru cultural care ține de Consiliul Județean. E, dacă eu aș spune oamenilor acum, că mai devreme m-ați întrebat, vreau, m-am hotărât candidat sau nu independent, că trebuie făcute aceste ansambluri și trebuie cheltuite nu știu câte miliarde pentru un ansamblu de genul Doina Gorjului, are nevoie de un buget consistent. Sunt foarte mulți oameni angajați, foarte multe salarii. Ce ar crede oamenii respectivi? Ia uite, noi acum spuse păi că nu sunt bani deloc și acum ar vrea rețeta. Să... Păi, lucrurile acestea trebuie făcute etapizat. În județul Medinț, care au primit bugetare integrală pe proiecte europene. Asta e cu totul și cu totul dar altceva. Dar pentru asta cineva din autoritatea locală trebuie să ocupe, să le identifice, să le scrie, să le facă eligibile, să le materializeze. Am înțeles, dar apropo de proiectele europene, mai devreme v-am descris, sunt mari probleme la finalizarea unui proiect foarte mare și de o importanță inimaginabilă pentru județul. Dar nu pentru că Uniunea Europeană nu s-ar fi... Nu, Doamne ferește! Noi am avut problemele noastre tehnice aici, pe plan local. Organizatorice. Tehnice, organizatorice, economice. Ca da. Să le includem pe toate. E, și nu avem cum cu bugete atât de mici să sperăm
la ansambluri care să poată face față unui eveniment fastos. Pentru că nu avem din ce să finanțăm un astfel de ansamblu. Nu, din resurse locale categorice. Nu avem cum să-l finanțăm. Un proiect european, da, care ar veni și ar susține cu salarii timp de 5 ani de zile. La nivel de salarii, vă spun eu că se poate rezolva. Dar vă spun după ce terminăm emisiunea. Și nu dăm bugetul Consiliului Județean. Și nici din bugetul vreunei autorități administrativ-teritoriale. Am înțeles. Aștept. Pentru că există soluții pentru orice. Știți că românul inventiv are alifie la orice rană. Ar fi extraordinar. Dar să finanțăm din bani publici ansambluri în momentul de față pe care să le înființăm pe acum, care să le, sau nu, sau, nu sunt, care sunt înființate, să le mărim. Dacă exista și era promovat, da, și era asta, vă spun eu că nu mai era o problemă finanțară. Păi nu, că dacă Dăina Dorjului încasa, la un anumit nivel, el își făcea un program, turnee, nu știu ce, în care câștiga și o parte din... Se autofinanța. Măcar parțial. Dar da? Până să crești ceva, să se autofinanțeze, ai mult de muncă și mult de investit. Eu v-am spus, dacă îl mențineau la nivelul ăla, nu trebuia să mai crească ceva. Am înțeles. Dacă îl mențineau la nivelul ăla. Mai ales că bazinul de recrutare aici este, slavă Domnului, mai mult decât generos. Îmi faceți o promisiune. Vă rog. Deci nu duminica asta, că e prea devreme și sunteți încă sub imperiul... Prin meherinți. Sub imperiul evenimentului... Episodului 3 din evenimentul prin meherinți, da, din ciclul prin meherinți. Da. Dar duminica viitoare, da, nu veniți dumneavoastră să ne povestiți la emisiunea noastră de seară, când cu cântece, cu, ați văzut, cu șpriț, cu fel și fel de socoteli frumoase, să veniți să ne povestiți cum a fost. Cu cea mai mare plăcere. E, vedeți, asta așteptam de la cu dumneavoastră. Cea mai mare plăcere. Ne aduceți niște poze de la eveniment. Fără niciun fel de poze. Și să nu ni le aduceți pe invit, domnul președinte Aladin Dinghi. Și vă invit să fiți alături de județul Mehedinți și la acest eveniment. Deci, vineri 22, asta înseamnă poimâine, orele 17. 5 după amiază. 5, da, pozi meridian. Ca să satisfacem toate gusturile și toate opțiunile. Domnule consilier, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Oameni buni, am ajuns la finalul ei, așa se întâmplă de fiecare dată. Lucrurile bune, nu numai că încep, dar să și sfârșesc la un moment dat. Asta este, treaba asta ține până spre sfârșitul lunii. Bine că nu mai e departe sfârșitul lunii. Dar din ceea ce știu, din cei 52 de ani de viață, nici luna februarie nu este vreuna generoasă cu temperaturile, așa că strângeți bine cojoacele pe dumneavoastră, încercați să ieșiți numai atunci când este cazul, pentru că bolile astea de sezon de la o anumită vârstă lasă urmări grave. În speranța că ne va fi mai cald și mai bine, din toate punctele de vedere, până la emisiunea viitoare, mulțumindu-i domnului consilier pentru participare și dumneavoastră pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit, vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Doamnelor și domnilor, fiți gata pentru Buletin de Mehedinți. Sezonul nou începe în curând la Galaxy TV.